Da, am trimis pe WhatsApp la grupul la, nu știu, cred că suntem patru. Eu sunt cu două numere de telefon acolo. Eu sunt de două. Am pentru înțeles. Că folosesc când pun telefon, când pe altul. Cum mi se mai descarcă, am rămas în urmă cu tehnica. Marian Jemeca, aseară, după curs, sau mă rog, în timpul cursului, am hotărât ca să formeze Nicu un grup de WhatsApp în care să se trimită link-ul și acolo, că unii au avut dificultăți de a accesa de pe mail sau de pe Facebook. Atunci ideea a fost să cine dorește să facă parte din grup, să trimită numărul lui Nicu Mateu să îi introducă în grup. Da, bă, eu de acolo am intrat în seara asta, cred, de pe grupul respectiv. Am constatat că se poate și fără să-mi spună numărul de telefon, prin accesarea unui link. O să pun linkul de WhatsApp pentru intrare în grup. Este un link pentru intrare în grup și o să-l pun. Cred că mai sigur pe conversațiile de zile trecute. Că le au și ceilalți. Da, pe grupul de Facebook. Da, sau pe grupul de Facebook, da. Pe grupul de Facebook, acolo sunt toți. Cred că toți. Da, bănuiesc că da. Da, numai că eu când intru la grupul de Facebook, de exemplu, ca să lansez un link, cum e cel de Hangout, mă trimite la instalarea, de exemplu, Hangout-ului, deși eu l-am instalat. Da, am văzut treaba asta, tocmai de asta am zis că pentru unii, și eu pa de multe ori, când primesc pe MES, și eu pat de multe ori aceeași situație. Așa, și atunci, din cauza acestui lucru, am zis să trimis și pe mail, să trimis și pe WhatsApp, fiecare să încerce să-și găsească cât mai convenabil accesul, fără să mai stai să bag de 10 ori cu adresă de mail, nu-i pe fază, e o incompatibilitate, uneori este, nu înțeleg de unde este, dar este. Da. Până acum am primit doar două chestionare. Domnul Nistor, mâine mă voi ocupa de lucrul acesta. Și e la prima întâlnire. Deci chestionarul la prima întâlnire. Sunt restant față de voi cu două chestionare ca să fim la zi. Acum stăteam și sincer mă întrebam... Ori stăm astă seară și discutăm despre cele două cursuri care le-am parcurs, ori doar palăvrăgem așa, că nu mergem prea repede cu cursul și voi nu primesc de la voi feedback. Nici nu știu cum să mă raportez mai departe. Mergem pe acel nivel care l-am luat până acum, unde ori abordez și cum se predă la facultate, sau cobor mai jos. Că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar pot uneori să fie niște termeni sau niște percepții mai ridicate și să vedem cum le racordăm. Așa că avem varianta asta în seara aceasta, luăm în discuție cele două cursuri care le-am parcurs împreună cu doctorul Popovici și să le discutăm și să petrecem două ore împreună pe tema asta, dându-vă răgaz ca mâine să-mi ajungă chestionarele. Doi dintre dumneavoastră mi le-au trimis, unul încă din prima zi de pe debut sau din seara aceea, la celălalt l-am primit acum. Acum, ieri, nu? Ieri sau de dimineață, mă rog, ceva de genul ăsta. Aseară, uite așa, aseară. Și de astăzi zic, aș vrea să ținem pasul ăsta. Apoi, pentru mine mai este și un alt lucru. Determin motivarea fiecăruia de a se implica și mai este și o altă abordare. Determin seriozitatea cu care ne implicăm. Domnul Nistor, la mine problema este cu asta, cu calculatorul. Laptopul respectiv nu l-am mai deschis de ani buni, funcționează, dar nu merge Word-ul. Și trebuie să mă duc să aduc la un prieten CD-ul respectiv, să-mi reinstalez Word-ul în el. Aia e problema mea. Fiindcă am fost și puțin plecat, a rămas pe plan B. Nu, dar mâine va fi pe plan A. Băi, dacă ai fost plecat, ia dă tu raportul pe aici, cu subiect și predicat pe una, eu tot umblatul. Că uite, de exemplu, la mine, astăzi ori bâzăit albinile în stupină, dar tu pe une bâzăi? Bă, cum știți, în afară de Craiova, am fost la Chișinău ieri. Da? Și cum e vremea pe acolo? Doamne, ei au zăpadă.
vis-a-vis de noi. Dacă la vremea mea te vă referiți, vis-a-vis de celelalte, știți că a fost domnul Shell și cu domnul Gui, domnul Dorel Gui. Shell Hans, A... Shell, nu bătrânul. Bătrân ce înseamnă la dumneavoastră? Păi e Shell cel în vârstă, tatăl lui Hans, cel care a plecat de aici, din România. Așa E, și... cred că fiu în cazul ăsta, cred că fiu. Cel de toate, 50 de ani acolo. Deci de fiu, așa vorbim. Domnul ministru, ca informație, pot spune că a fost slăbuț. Slăbuț în ce sens? Că și nivelul de apicultură în Republica Moldova sunt cu două, trei trepte sub noi. Și obligat că dânsii s-au raportat la lucrul acesta. Că mi s-a părut firesc, printre altele. Dar m-a debusolat puțin și războiul ăsta care să încearcă să introducă acolo. Deci m-a uluit lucrul acesta. Chiar domnul președintele la Moldova, care a fost și la Craiova, n-are rost să dau nume, a avut și dânsul, cum îi spune, un interviu acolo, în cadrul acestui seminar. Practic, printre altele, a scormonit jarul. Da. A scormonit jarul și a aruncat paie pe foc. La asta, la niște oameni care, ei nu știu ce s-a vorbit în Craiova, nu știu cu adevărat cum e la noi situația. Eu lucrul ăsta l-am simțit. Că respectiv a venit, a scormonit jarul, arunca paiele, dar așa cu asta, cum mai zice, sub pretextul nevinovăției sau ceva de genul ăsta. Inocenței. Așa, inocenței, da, asta. Deci m-a uluit lucrul ăsta. Deci am stat la masă împreună, alea, am vorbit una alta și acolo deodată faptul ăsta m-a... În fine, fiecare cu al lui acum, ce pot spune rea. Foarte greu îi va fi lui Petru acolo sub casă, sub forma asta, nu știu cum. Foarte greu îi va fi. Mai ales că domnul Gui și domnul Șel, când au vorbit de o rasă productivă, au subliniat lucrul ăsta de rasă productivă, indiferent fiecare cu ceva, cu ce vrea să facă, a subliniat de nori, în afara faptului de familii sănătoase, pe prim plan, apoi rasă productivă și fiecare și a rasa productivă. Chiar a fost acolo, după ce a vorbit președintele de la Moldova, a vorbit domnul Gui. Și a zis, bun, păi dacă ați fost la seminar și nu știu ce, a zis ceva de genul, mai pe cuvintele mele. Păi bun, am înțeles că ați fost la seminar la Craiova. Foarte bine. Și v-a plăcut. Și spuneți că e război în România. E, respectivul care a făcut seminarul ăla și v-a plăcut, să știți că face parte dintr-o tabără de război. Păi dacă v-a plăcut, atunci de ce nu-i dați urmare în cazul ăsta? Nu, 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 la, nu că nu l-a ascultat. De ce nu l-a ajutat sau sub forma asta ar fi fost? De ce nu-i dați urmare în cazul ăsta? Dacă, și repet, e într-o tabără de război, într-adevăr, pe rase, pe dragi. Păi și dacă toți ați fost la seminar și așa și ați rămas surprins atunci, înseamnă că ați fost degeaba sub forma asta. Și printre altele, s-a subliniat, a zis că speră să se facă pace, ca până pe data de 25 să se facă pace între tabere. 25 februarie, când va fi cursul ăsta la seminarul de la Iași. Asta, bine, eu am povestit-o că sub forma asta am înțeles-o eu. Petru a înțeles-o altfel, dar am înțeles vorbind apoi cu el, că i s-a rectificat și lui asta, i s-a explicat mai bine. Dar supărător ce, pentru mine mi-a fost supărător, să bați atâta drum, nedormi, nea, și să vezi că și sub ce formă poate să intre și acolo lucrurile, a fost destul de... Da, a explicat foarte bine domnul Gui, foarte. Sau cel puțin cine a putut să înțeleagă sau cine avea idee despre ce e vorba, cred că a putut înțelege. N-am înțeles asta cu pacea până pe 2. Sincer, asta nu scapă mie cu pacea până pe 25. Îmi pare un termen mic, dar sunt lucruri care mă depășesc, bineînțeles. Uite ce preferă fetița mea. Stați că dau telefonul invers. Deci arta... Da. Se vede? Da. La vârsta asta, ea asta preferă.
Da. Da. Ei. Oameni și fapte. Da, am rămas surprins, nu surprins, doamne ferește, surprins e subțire spus. Mi-a ridicat o stare din nervi, așa, tinere. Hai, în fiecare cu alimă. Dar îl compătimesc pe Petru în cazul ăsta, nu știu. Știi ce capitol E citește singur Ana acum. acum? Ce? Ce capitol citește Ana acum? Îndrăznește Ce să fii capitol? sincer cu tine. Mi-e este frică să fac. Da? Apoi scrie, gestionează-ți viața. Da, tati, așa este, tati. Da? Și pe urmă, scop și magie, mă rog, nu știu ce, cum se traduce ce e. Tati, gata, fă pa la colegi, fă pa, pa, pa. Facem pași și tu mergi, tati. Fata merge acum. Hai să ne vorbim cu mama. Și tati, uite ce trebuie să lasă cartea asta, tati. Ana, fii asta. Ia asta, ce bine. Nu, cartea, cartea, tati. Nu, 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 nu. Nu, nu, tipa la mine, na. Nu, tipa la mine, că nu-i cartea ta. Hai. N-are toate cărți de peluși. Dai, mă, dai, cărți. N-are cărți de peluși. Cu toată, uite, tati, numai cărți de peluși nu sunt aici. Nu mai sunt cărțile de peluși aici. Înțelegi tu, le-a luat mamă ta. Da? Le-a luat. Uite, du-a asta, mamă. Mai suntem? Mai suntem? Da, Suntem. bineînțeles, da, suntem. da. Ok. Să înțeleg că doar noi patru suntem în seara asta. Ok. O să procedăm în felul următor. Să reluăm, să trecem prin slide-uri și n-am să predau, ci privind slide-urile, să încercăm să ne imaginăm care este importanța acelui lucru prezentat, luat în discuție data trecută, în procesul de creștere a măcilor. Și fiecare dintre noi, sau mai precis fiecare dintre dumneavoastră, mă aștept să fiți interactivi și să spuneți cum vedeți lucrurile, acele informații pe care ați primit-o, ați conștientizat-o sau reprospătat-o, cum o vedeți utilă pentru creșterea măcilor. Cred că ăsta e procesul pe care vreau să-l mergem acum, dar chestia cu chestionarul sau treaba cu chestionarul rămâne deocamdată irealizabilă pentru toți. Dar vreau măcar așa să mă asigur că reușim să corelăm informația. De acord? Da. Da. Nu, nu aveți entuziasm. Da, domnul minister. Nu aveți entuziasm. Nu, nu e ce vă dorea, nu aud? Este ce vă așteptați sau să, haideți să înțeleg puțin. Eu nu vă văd aici, eu doar vă aud vocea. Și atunci eu pentru mine, ca și cel care trebuie să aibă sala în față și să vadă fețele, să vadă mimica, să vadă limbajul non-verbal, mă bazez doar să vă aud vocea și caut din răsputeri să vă înțeleg starea de spirit. Da, domnul Nistor, am înțeles lucrul acesta. Deci chiar sunt deschis la ce prezentați dumneavoastră. Așa. Deci ne abordăm, ne propunem o abordare interactivă. Recapitulare. Da, o recapitulare. Așa.
Beata Albinuță au tăiat ăștia cu poza foarte bine și foarte simbolic. Da, uite, despre aparatul reproducător am vorbit aseară, reiau repede despre el, fiindcă îl socotesc ca fiind elementar. Da? Nu este ceva care să nu cunoaștem de aici. Un lucru pe care poate nu l-am punctat este dezvoltarea la nivel de larvă, încă de la nivel de larvă a testiculelor trâmpurilor. De atunci încep să se dezvolte. Cât de important că o considerați că a cunoaște anatomia aparatului reproducător, structura lui și detaliile acestea sunt importante în creșterea macelui. Și hai să vedem cum le putem... sunt absolut importante în seminare. Deci nu intrăm în discuții acolo. Încă nu ne ducem în direcția aceea. Care îndrăznește să ne luăm de subiect? Nu vreau eu să vorbesc, eu vreau doar să vă provoc. Să discutăm. Ovidiu, ai tu chef de vorbă? Încă analizez un pic. Eu am înțeles un pic de aseară legat de modul în care trebuie tratat trântorile. Dar n-am deocamdată, încă n-am întrebări. Sigur o să-mi vin întrebări pe parcursul timpului, urmărind un pic slide-urile astea care sunt aici. Acum n-aș puncta neapărat întrebări, că aseară ați venit cu o sumă de întrebări. Bună. Da. Acum aș vrea să vedem, domnule, uite, eu îmi dau seama că pentru mine la creșterea trântorului, pe contextul meu particular, vorbesc de Ionel Nistor, am trei mari probleme. Nu pot obține larve, ouă și larve de trânturi într-un mare cules, ca să pot să-mi fac o împerechere cât de cât controlată. Și asta am o problemă aici. N-am decât două mari culesuri. Uneori poate să fie și de al treilea, depinde de ferbieri. Clar, am salcâm și floarea soarelui și dacă pun rapiță, am rapiță. În aceste trei culesuri eu nu pot să-mi obțin trântorii din acele măci pe care mi le doresc. Și asta e o problema mea. O altă problema mea este nutriția. Am spus că vom ajunge și pe tema aceasta. E extrem de frumoasă nutriția și cred că vom aborda-o în două direcții. Dacă Daniel va fi prezent, vedem de agenda lui, îl voi lăsa să o spună și el și pe urmă voi spune și eu percepțiile mele despre nutriție. Eu nu sunt doctor, nu mi-am dat doctorat în nutriție, el și-a dat, dar cred că avem un lucru care ne-am putea completa. Am o problemă în creșterea trântorilor legată de nutriție. Nu de miere sau de partea lipidică, de sirop, de altceva. Am problemă cu proteina. În partea de floarea soarelui, polenul de floarea soarelui îl duce la falimentarea creșterii de trântori. Asta mă privește pe mine. Astea sunt lucruri care atunci când eu le văd în acest curs, îmi realizez că chiar dacă obțin o sumă de trântori, nu i-am foarte viabil. Foarte viril. Da? Corelând și alte discuții, am constatat că și tratamentele pe care le fac riscă fie să mi ucide efectiv, fie să mi sterilizeze ca și vitalitatea spermei. Asta pot eu să exprim Ionel Nistor când trec printr-un asemenea curs, în dreptul meu. Pornind de la exemplu acesta, aș vrea să vedem fiecare cum își poate evalua, cum își poate prezenta ținând seama despre aparatul reproductor, despre ceea ce am învățat, despre Albină și până acum, cum își vede el procesul acesta în situația în care se află. De exemplu, în zona mea aici, am observat că undeva la 27 aprilie,
dacă ar trebui să mă ocup de partea trânturilor, am atunci, cred că undeva la vreo 8-7-8 rame de albină și cred că asta am observat de vreo 3 ani încoace. Oricât de mult aș încerca la ora aceea să am mai puternic, nu știu ce ar trebui să-i fac, poate din toamnă mai bine. Nu știu dacă aș reuși să mă ocup de trânturi mai bine. Mă gândesc acum, cum spunea și domnul doctor Dan Popovici, undeva în iunie ar fi cel mai bine de făcut, de avut trânturi. Păi atunci înseamnă că eu n-am nicio șansă, clar, la ora asta, având în vedere că îmi trebuie o populație mare în stup, n-am nicio șansă să am trânturi în luna lui iunie. În iulie, e gândul că să nu fie prea târziu pentru mine. Și tare mă gândesc că problema mea cred că stă undeva la capitolul nutriției, cred că, în toamnă. Mai ales că aici e o zonă rece, pe Botoșani. Azi am fost la albine, la ora 11 mi-a ieșit albina la zbor de curățire. Am deschis urdinișul să iasă mai multă albină și m-am trezit în 20 de minute că a venit un vânt puternic, rece, s-au schimbat temperaturile brusc, s-au schimbat și mi-a intrat toată albina înapoi. Și până la ora 3-4 nu mai ieșit nimic. Deși era ceva soare afară, a scăzut temperatura de la 12 grade într-un interval de jumătate de oră, la 12 grade, 13 grade cât era afară, aproape de 7 grade mi s-a dus. Deci la asta mă gândesc, ce aș putea să fac eu mai bine ca în luna lui iunie să pot să am măcar 15 iunie, 20 iunie, măcar să am trânturi atunci. În 15-20 iunie să ai trânturi. Trânturi apți pentru perechere. Apți pentru împerechere, da. Eu gândesc acum și la capitolul de împerechere controlată prin inseminare artificială. Spun asta pentru că nu aș vrea doar să privesc doar capitolul de împerechere controlată. Mă refer aici la împerechere controlată la lumina lunii. Și privesc și în viitor. De ce să nu mă gândesc la aspectul ăsta? Dacă ar fi să am ocazia, de ce să nu fac și aspectul acesta? Și atunci aș vrea să le abordez pe ambele situații. Deși tare mă gândesc, dumneavoastră, domnul ministru, sunteți în zona de sud a țării, eu sunt în partea de nord a țării, tare mă gândesc că nu cred că sunt realist eu la ora asta cu 15-20 iunie să am trânturi atunci, având în vedere că aici e o zonă mai rece și începutul e un pic mai greoi. Ai spus-o ca o întrebare sau am prins eu un fir de întrebare în ea? Un fir de întrebare, cumva este o întrebare care mi-o pun mie, adică, de exemplu, dacă aș vrea ca în luna lui iunie, finalul lui iunie măcar, să fie optimist pentru mine, gândindu-mă că este partea din nord a țării și rece aici, începutul de primăvară, e greoi în zona asta, în sud temperaturile sunt mai mari decât aici, mă gândesc ce anume mi-ar trebui mie, cum ar trebui să gândesc pentru anul ăsta, anul viitor, managementul sau organizarea care ar trebui să o am în stupină, în așa fel încât să am trânturi în luna lui iunie pentru împerechere. Mă gândesc aici, unii sunt greșiți, e vorba cumva din nutriția care eu nu o dau cum trebuie la albină, în toamnă, pentru ca în luna lui martie să am un număr mai mare de albină, sau începutul aprilie să am un număr mai mare de albină, în modul acesta, pregătindu-mă mai din timp să fac trântori? Sau poate este vorba și de zonă, indiferent de nutriția care o dau, și atunci trebuie obligat, forțat să mă gândesc mereu în zona asta, ca pe luna lui iulie să am eu trântori. Sunt un cumul de factori. E vorba și de partea de nutriție, este vorba și de un management. Dacă nu înțeleg bine cum stau lucrurile, creșterii, sincronizarea,
aș putea privi în felul următor. Se vede pagina acum. Da, da. 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 E, o să vă pun link-ul acesta pe grup. Eu îl folosesc foarte des, mă ajută foarte clar. Alții au un cerc ca doamnele atunci când se duc la ginecolog și le calculează datele ce și cum. Așa la fel și noi, uite, avem acel program pe care poți să-l ai și în calculator, dar nu tot timpul merge pe orice browser. Când îmi programez o împerechere, eu caut tot timpul să mă uit la momentul respectiv. Da? Și dacă, de exemplu, vreau să văd când aș putea avea eu trântorii, cum discutam aseară, maturitatea lor este 40... 49 de zile. Da? De la 40 la 49, da? De zile. Aici vedem că în graficul respectiv se vede jos ziua 40. Da? Adică în data de 6, dacă mă iau după graficul acesta, 6 iunie, eu îmi doresc să am un efectiv matur de trântor pe anumită linie. Da, se vede, da? Da. Da? Mi-am luat în felul acesta și reprezintă ziua 40. Mi-am și punctat în paranteză ziua 40. Ei, de aici încolo, eu știu că îmi racordez toată creșterea și vis-a-vis de trântori, mă uit în ce zi ar trebui să am oatul, când oatul ar trebui să-l am pe 28 de aprilie. Da? Pe 28 aprilie. Da? La trântură. Și am 3 zile, 4 zile, zicea Daniel Popovic. Eu de obicei margez pe 3 zile. Nu erau nici 4 zile până ajuns să fii focalizat, mai ales dacă, de exemplu, 3 zile le iei în calcul pentru o ramă de trântor, dar dacă ai două nevoie de 2-3 de la o singură regină, nu știu, trebuie să fii foarte fin la detaliile acestea și să le fructifici din plin. Da? Am stabilit când am oatul la trântore. Da? El în data de 1 mai este larvă. Da? Și când va eclozea în ziua 24. Da? Pe 21 mai. Am trântori eclozați. Sunt două repere pe care eu le am foarte, foarte importante. Da? Când voi avea maturi, am zis ziua 40. Da? Atunci pot să... Poftim? 16 zile. Da, plus 16 zile. Da? Ei, de aici încolo ce mă interesează? Mi-am clarificat, mi-am scris pe agenda lucrul acesta. Mă duc și văd când ar trebui eu să am regiunile în așa fel încât să fie în perioada de împerechiere aici. Deci pe data de 6 iunie să le am apte de împerechiere. Asta ce înseamnă? Da? Din data aceasta de 6 iunie, ale 40 de zile ale trântorilor. Scade în 6 plus 16. Exact, scade în 6. Da? Ei, acum, ideea este următoarea, domnilor. Unii vor merge pe ideea că se împerechează în ziua 6. Alții vor merge pe ideea că se împerechează de la 6 la 10 zile. Trebuie să vă fixați singur lucrurile acestea în cap, pe ce opțiuni mergeți. Dacă mergi pe un concept de genul acesta în care ai ținut o regină virgină închisă de n-ai ieșit afară, să ai zborul acela de recunoaștere și le monitorizezi în felul acesta și le dai drumul din ziua exact de 6 iunie, din ziua 6 sau a 7, fiecare își alege lucrul acesta. Da? A spus, scadem de aici din data aceasta, a spus Iulian, da, 6 plus 16. Da? Pornind de aici, eu mă duc să-mi hotărăsc când trebuie să fac transvazarea. Da? Ați făcut calculul? Când trebuie să am transvazarea? Un calcul mai sumar eu l-am făcut să
să se ouă trântori, să fie trântorii ouați, cu aproximativ 30 de zile înainte de a se oua regina. Asta este algoritmul, asta este algoritmul tău. Da. Uite, o idee pentru bună. Că trântorii au 40-45 de zile, regina are 15-16 zile de mă rog, de stat în celulă. Ia să vedem. Nu știu dacă e bine. Nu scapă ceva totuși. Da, nu chiar 30 de zile, cam la vreo 25-30 de zile diferență între ouă. Dar regina, după ce iese din celulă, câte zile are nevoie? Da, mai are nevoie de zile de maturitate. 6 zile? Mai mult de 5-6 zile. De la 6 la 10 zile. Deci 16 și cu 6 ar fi 22 de zile. 40 minus... ar fi 22. Minus 20, da. 20, da. Nu, deci e nevoie de mai mic intervalul. Deci 40 minus 22 ar fi un 18. 18, da. Deci în a 18-a zi când trântorile este unde? Este în celulă. Trântorile încă este în celulă mare. Încă poți și în celulă. Atunci se face și ne pregătim pentru transvazare. De fapt, din câte știam recomandările astea mai brute, era discuția că atunci când există trântorii căpăciți, se poate face transvazare. Ia să vedem. Când am vorbit noi că e trânturul căpăcit? Merg puțin pe graficul prezentat de ieri. Deci mai trebuie încă 10 zile în plus după ce căpăci trânturile. Facem transvazare. Uite, acum n-am... Mai frate. Un moment. Haideți să calculăm cam în felul următor, aș zice. Da. După calendar, la ce vârstă eu pot să derulez, că sunt și nu pot instala nici calendarul, sunt pe telefon. La ce vârstă se poate împerechea regina? Deci vârstă, distanță de când a fost ouată. Deci 16 plus 6. Deci la 20, la 20 zile începem. 23-25 de zile undeva, nu? 22-23 de zile, da. Să vedem, da. Acum calendarul. Ok. Da, se vede, da. Deci dacă noi, pe display-ul telefonului. Da, dacă noi o punem la o regina pe data de 16 mai, după graficul, da, propus de Ovidiu, noi avem matca eclozată pe 31 mai și vom avea zbor începând pe 6 iunie, exact când încep să avem trânturi maturi. Da? Da. E ok, Ovidiu? Da. Acum, trântorii am spus că au un interval de 9 zile de maturitate, da? Iar o să vedem noi când o să vorbim despre managementul creșterii, că de obicei nu creștem doar o serie, da? Dacă o avem pe data de 16, da? Mai, oatul pentru regină, o avem transvazare, o facem pe data de 19 mai, transvazare, o mutăm în finisor pe 24 mai, în finisor, în ăsta incubator,
da? Și ea eclozează pe 31 mai, da? Ca atare tu îi faci pe 28 mai, o introduci, depinde acum și aici câteva lucruri de discutat, introduci ca botcă, o introduci ca matcă, din decizia fiecăruia. Da? Și vom avea în perecherea, exact cum am spus, 6 iunie. Bun, dar în incubator ce recomandați să fie? Să fie botcă sau să fie mai bine matcă introdus? Nu, nu. În incubator se introduce botca proaspăt căpăcită. Vorbeam de nucleu, botcă. De nucleu. Nu mai botcă. Da. Da. Probabil întrebai de nucleu. Da, 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 da. Da, despre nucleu. Acum sunt câteva lucruri pe care le facem. Putem introduce la formarea nucleului regină-virgină și atunci avem nevoie de acele 24 minimorum, 48 optim sau chiar mai mult de 48 de ore timp de coeziune în care micronucleul respectiv cu haran, cu regină și cu albină pe fagori neclădiți stă într-o temperatură de 16-18 grade la umbră, la întuneric, în beci, da? Și ea stă acolo, sau într-o izotermă de asta. În felul acesta, albina începe deja să clădească faguri, a accepta regina fără niciun fel de problemă, tu o moți după aceea pe vatra unde va fi. Asta este o abordare. O altă abordare este introduci boci. Sau mai sunt care introduc regine virgine direct în acel nucleu. Prin trucul cu miere și asta. Fiecare știe ce este mai la îndemână. Nu este o metodă absolută. Își probează modul de lucru. Au fost variante în care varianta aceasta cu introdusul mierii reginei în miere și pe urmă pus în unitatea respectivă unde mai există puiet în diferite stade, nu a acceptat. Albina pe care o avea era destul de agresivă. O asemenea albină nu este nici tolerantă cu bocile străine, dar cu o regină. De asta nu poți să vii cu un absolut, așa e bine sau așa nu e bine. Credeți că varianta narcotizării ar funcționa mult mai bine? Pe cine să narcotizezi? Respectiv un micronucleu sau ce e acolo. Unitate respectivă. Da. Eu n-aș face treaba asta. Nu este o variantă care să nu se poată, dar eu n-aș face-o. Deci eu am învățat că fiecare narcotizare asupra măcii sau asupra albinei duce la scurtarea vieții ei. Eu așa am învățat și există câteva opinii cât ar scurta. E, ca atare pe mine albina aia din nucleu mă interesează să trăiască cât mai mult. Fiindcă eu abordez creșterea măcilor ca și multiplicator. Iar pentru mine este o resursă care n-aș vrea să o pierd. Sau să o epuizez inutil. Chiar am încercat anul trecut deci să... Deci până la urmă narcotizarea reduce viața respectivei albine. Da, da. Aveți idee cam cât ar fi procentul? M-ar interesa lucrul acesta. Am câteva opinii, nu mă pot fixa pe una anume. Așa că nu speculez. Am câteva opinii în minte, nu mi-aparține mie. Doar câteva opinii în minte și nu le... Oricum, lucrul ăsta este fix. Scurtează viața. Da. Mai bine zis. Cu cât indiferent de metoda de narcotizare. Nu există indiferent de metoda de narcotizare. Narcotizarea se face cu dioxid de carbon, punct. Ok. Deci eu nu am o altă metodă de narcotizare. Chestia cu azotatul sau cu cine știe ce alte, cu Pepsi poate sau cu Coca-Cola sau cu șampanie, eu știu cu cel mai narcotiza oamenii albina, dar treaba aia cu azotatul eu nu încurajez. Și am cel puțin un argument. În procesul acela rezidă și alte gaze a căroi componență clară tu nu ai. Și asupra ce controlată.
Nu ai controlat Da. și nu ai nici ce efecte are asupra albinei și a întregii structuri de albine, larvă, puiet și toate astea. Deci dacă am putea pune într-o ecuație chimică Ce se petrece acolo? Nu doar în cazul ăsta, pe suma de familie, nici cel mai bun chimist n-ar ști să-i bea ideea de cap. Începând de la tratamentele pe care le dăm noi, cu varachet, cu amitras, cu scabatox, cu taufluvionat, adică mavirol, cu acid, ce mai dăm, ce mai aduce albina, deci dacă s-ar identifica toate inputurile acestea și să vedem ce este, ce Bun, rezultă. dar în cazul reginei care la aparatul de însemnțar trebuie să fie narcotizată, că este cu dioxid, e valabil și acolo ce a spus dumneavoastră? Este valabil și acolo, de aceea trebuie să-ți alegi metoda în cazul inseminării instrumentale, cea mai optimă în așa fel încât să nu abuzezi de inseminare, de narcotizare. Că există varianta inseminării cu câte 0,4 de două ori. Faci astăzi o înseminare și mai faci mâine o înseminare. De aceea unii tehnicieni de înseminare nu merg pe treaba asta, alții merg. Ține de școala la care ai învățat, ca și în artă, ca și în muzică, ca și în Da. Filozofie. Eu unul nu aș merge pe un seminare. Cel puțin dacă aș aborda o seminare nu științifică, știi? Ci o seminare pentru a produce o regină viitoare reproducător în care omul să poată să o fructifice și să o aibă cât mai mult în stupina lui. Da, și practic cum pot face lucrul acesta dacă ea până la urmă trebuie adormită, na? Nu discutăm acum despre narcotizarea. Ok. Va fi un subiect interesant, da, mai încolo. Ok. Vorbeam despre introducerea reginelor, da? Da, da, da. Unii au și o abordare de genul acesta, merg, dar au anumit nucleu, deci nu lucră cu genapidea sau nuclei mici. Au o structură de nucleu mult mai bine populată. Și merg de a introduce, pot să facă recoltarea și să introducă botca încă din ziua a 10-a. M-ați auzit? Da, v-am auzit. Unu. Sub protecție, nu? Da, am înțeles. Da, poți să folosești o protecție. Acum, ți-am spus treaba asta de protecție, neprotecție, de așa, ține de albina pe care o ai tu ca agresivitate. Sunt albine care au un instinct de agresivitate extrem și atunci acolo poți să te joci cu o sumă de regine sau de ce ai vrea. Aia este albina și tu o cunoști acolo. Și atunci ți aduci plusul sau minusul. Dacă ai o albină extrem de blândă, nu ai probleme majore în introducere. Ai o albină mai agresivă, ai probleme și trebuie să te adaptezi. Că de asta spun, noi vorbim principii, fiecare ne știm ce avem noi prin lăzile noastre și în stupina noastră. Nu, dar și inducerea în nucleu, dorinței de a accepta o boală. Nu? Cum? Trebuie să inducem dorința în nucleu ca albinele respective să accepte botca. Odată ce te-ai dus și ai recoltat regina, botca respectivă va fi acceptată. M-am văzut înțeles. În seara, domnule, câte zile se poate introduce botca? Scuze, nu Poți am înțeles. Poți să repeți? N-am înțeles întrebarea. Produce botca mini-nucleu sau micronucleu. Ai spus, dar eu n-am auzit. Am înțeles. Le spuneam că există abordări în introducere și în ziua 10-a. Deci după ce a fost proaspăt căpăcită. Se duce pescătorul, recoltează regina și vine frumos și pune botca. Că e protejată sau că nu e protejată, a fost ține de particularitățile albinei și de particularitățile pe care le-a adoptat crescătorul în stupina respectivă. De carbon pentru
cu această... Totuși nu e chiar atât de simplu pentru că... Este diminuată viața măcii. Anestezie totală la om echivalează cu un an minus din viața ta. Dacă nu este valabil, e valabil și la celelalte viețuitoare. N-am înțeles afirmația ta. N-am auzit-o complet. Din punct de vedere chirurgical, dacă un om este anesteziat total, un an, omul. Și cât timp? Cât timp să fii sub anestezie? Ați ai 3 ore, 4 ore. Nostru care suntem o ființă și insecta. Se regăsește mărimea ei aceeași situație de a scurta viața. Ovidiu, tu ți-ai regăsit în discuția noastră cumva din frământarea ta abordată? Da. Încă mă interesează și cu narcotizarea. Știu că, deși o să discutim mai pe... Aștept subiectul ăsta să fie discutat legat de narcotizare pe viitor. Eu știam că la matcă se narcotizează 5 minute odată și apoi când este pus la aparat se mai narcotizează foarte puțin atunci. Aștept subiectul ăsta pe viitor să fie abordat. Încă ce îmi dau eu seama este faptul că trebuie să mă organizez foarte bine, foarte, foarte bine anul ăsta, legat de trântori și de măci. Am un pic de emoții la capitolul trântori, a ceea ce s-a discutat aseară, și anume că dacă nu sunt atent, în ce cules intru, s-ar putea să nu am trântori, că albina scoate până și larva de trântori din fagure și mă trezesc când o să am. Și aici un pic trebuie să mă pun un pic mai la punct cu subiectul ăsta. Uh-huh. Și care ar fi abordarea ta pe care ai adoptat-o? Legat de trântori și de măci? Da. Gândul meu ar fi în felul următor... Deci eu ce mi-aș dori să încep la finalul aprilie, să încep creșterea de trântori, ajungând în iunie să am măcile maturi și trânturii maturi și după aceea să mă apuc să-mi fac, să introduc măcile împerecheate, să le introduc în nuclei. Gândul meu, ce vă pot spune, gândul meu ar fi... în următorii 2 ani să merg pe partea, zic așa, controlată, deci o împerechere controlată, nu la nivelul unei controlări la lumina lunii, ci instrumental, dacă aș reuși. De asta mă interesează și pe viitor subiectul cu narcotizarea. Dar cred că anul ăsta trebuie să mă pun la punct cu organizarea asta, să îmi fac un management bun, să calculez bine creșterea. Și încă mă gândesc la aspectul ăsta aprilie, cred că pentru mine aprilie, nu știu ce îmi stă în minte, faptul că trebuie să mă gândesc la ce albina am în aprilie, în stup, pe finalul aprilie, ca să pot să cresc trânturi. Să vede ciclul de viață al albinei pe diferite... Se vede imaginea? Se vede, atât cât se poate. Alo. Na. Da, am revenit, nu știu ce s-a întâmplat. M-am conectat. Thank you.
Dacă astea sunt preocupările lui Ovidiu, mergem mai departe. Dacă el și-a găsit răspunsuri. Iulian, pe graficul meu, tu ești la rând. Eu aș pleca de la premisa că avem două probleme în multiplicarea unui măci. Odată, creșterea în sine a măcii și a doua, creșterea trântărului, cu aceeași importanță ca și creșterea măcii. Domnul Popovici a punctat foarte bine aseară faptul că un trântor nu poate crește decât în prezența sau administrarea unei proteine, că altfel îi dăm seama că nu este viril, nu are spermatozoizii necesare în perecherii sau nu poate fi apte în perecherii cu succes. Privind graficul pe care ne-am dat cu părerea puțin mai înainte toți, eu aș pleca de la premiza. Astăzi, să spunem, ipotetic, prima zi, încep să introduc un fagurii cu celulite de trântori în mijlocul cuibului unei familii pe care eu mă doresc să fie crescătoare de trântori. Asta înseamnă, să spunem, pe calendarul unui an, în jur de data de 15-18 aprilie, raportat la mine. După 18 zile, trebuie să facem transvazarea. Iar de aici așteptăm ca matra să fie împerecheată undeva după a 40-a, a 42-a zi, după 15-18 aprilie. De ce ai luat tu după 18 zile împerecheată? De ce ai pus plus 2? Păi am zis, am plecat de la premisa că odată ce țin matca într-un nucleu, fără lumină, fără nimic, o lăs să maturizeze 6 zile și acord 2 zile ca să poată să iasă, sau cel puțin voi deschide nucleu astfel încât în 2 zile sper să fie împerecheată, atât timp dacă și vremea o permite. Având în vedere că după 6 zile se maturizează sexual. Știm că ea se poate împerechea natural, fără să intervenim noi, între a 6-a și a 9-a, a 10-a zi. Greșesc cu ceva? Nu. Deci, uitându-mă acum pe hârtire de seară, un lucru care era foarte important și care l-am trecut cu vederea, fără să-mi dau seama, acum am dat seama că proteina este foarte importantă de administrat tot timpul. Ce ai spunea și dumneavoastră, parcă la un moment dat, că se termină o turtă cu polen sau cu proteină, punem alta și pentru că citeam acum pe slide-uri, deci spermatozoizii se formează în larvă după a 6-a zi, deci încep să formeze în larvă. Iar se termină să dezvolte complet cu 4 zile înainte de eclozare, deci a 20-a zi. Deci vă dați seama că, bine, că după a 7-a zi nu mai are rost să fie numai proteina, nu mai intră în contact cu larva respectivă, să spun. Dar având în vedere că putem crește serii de trântori, astfel încât să atâtem că crește și serii de măci. Trebuie să ținem cont foarte mult că nu trebuie tratat stocul în perioada respectivă, deci toate tratamentele să le facem înainte de ziua 1. Deci asta însemnând raportat la mine 15-18 aprilie, pentru că am văzut influența amitrazului, acidului formic, cum a spus dumneavoastră, a timolului, toate că aici scrie la mine că tratamentul este permis cu timol. Dacă am putea să accentuăm puțin chestia asta, de ce nu influențează timolul sau sunt studii referitoare la chestia asta sau doar din practică niște observații? E o corelare de pe mai multe studii, unele care condamnă amitrazul sau care arată formicul, că afectează viața trântorilor, efectiv îi gazează, îi termină, îi pică rapid. Așa? Iar timolul
este întâlnit în câteva studii pe care americanii l-au luat în prevenția unor boli. Și au și o preocupare în a-l introduce la nivel de moleculă în hemolimfa albinei. Sunt câteva studii de doctorat în laboratoarele de state pe subiectul acesta. Cum ajunge timolul să ajungă acolo? Mă refer la tratamentul în sine. Benz cu glicerină și timol sau în sirop pus timol? Nu, sunt două abordări. Este abordarea timolului în sirop și benzilor cu timol impregnată cu alcool, nu cu glicerină. Exact asta spuneam și cu alcool. Cu alcool, cu alcool. Deci timolul se dizolvă. Aveți un studiu sau un mod de a trata timol cu alcool cineva să ne dați un link? Da, îți spun ceea ce am folosit eu. Da? Ați folosit glicerină, parcă. Am văzut în filmuleț. Glicerină cu oxalic. Și timol oxalic. Cu oxalic. Timol cu alcool. Și timolul cu alcool. În primăvară am dat timol cu alcool. Are mare vulnerabilitate de la temperaturi peste 25 de grade, nu se utilizează. Pierza familiei. Așa, timolul cu alcool se introduce parte egală, un kilogram de timol, un litru de alcool, se introduce într-un recipient care e ținut în formă de bain marin, se încălzește, dar nu până la vreo 50 de grade, maxim 60 de grade, că după aceea devine riscul de inflamare și de explozie. Dar timolul este o substanță care nu se dizolvă ușor, mai ales în apă aproape greu de tot. În alcool se dizolvă. Da, în alcool. Și atunci l-am dizolvat, puțin pus sub temperatură. Odată ce l-am dizolvat, am benzile pregătite, le impregnez, sigilez acel recipient unei benzile, las 24 de ore la impregnat. După 24 de ore le scot din recipientul sigilat și le pun la a se scurge de alcool. Să rămână doar impregnate cu timolul respectiv. Alcoolul se scurge, se evaporă și e de dorit. Bine, acum ține și de grosimea cartonului. E de dorit să le introduci aproape uscate sau chiar uscate în colonie. Da. Eu am folosit benzi ca dimensiune de 2,5 aproape 3 cm lățime, lungimea de 25 și grosimea lui a fost de 2,5 mm. Pot să fie și mai subțiri, până la 1,5 mm. A ține de ce carton ai. Acum, referitor la creșterea trântorilor, când despre trântor vorbeam, aș dori câteva informații, dacă ne puteți da acum, despre managementul trântorului, în sensul că ajunge la maturitate, dar nu îi dau drumul să iasă în atmosferă. Nu îi dau drumul să deface în atmosferă, pentru că astfel îl pierd. Vreau să-l dau drumul atunci când, la ziua 40, matca mea este matură sexual, deschid urdinișul nucleului și atunci se eliberez trântorii. Vreau să ne puteți spune, dacă doriți, modul de a ține trântorul în stup, de a-l face să supraviețuiască, de a-l face să deface în stup. Acum am văzut mai multe metode. Am văzut și ceea ce a tratat dumneavoastră pe YouTube, cu spațiul lăsat în lateralul unui lăs ca spațiu de zbor pentru trântori. Am văzut și la ruși niște filmuleții făcut deasupra stupului crescători de trântori, încă un stup numai din Grati Hahnemann, cu capacul pus piste cu tuta asta din Grati Hahnemann, unde trântorul era eliberat în timpul prânzului la ora 10 începe pentru ușiță, pentru nișă, pentru în spațiul ăsta, unde pentru zburând. E întrebarea, eu mă duc fetița la școală și mă vin să vă iau. După care se retragea în stup. Deci îl ținea apt de zbor, apt și dornic din împerechere, bineînțeles. Acum am dorit puțin să, dacă puteți, să aprofundați chestia asta, să ne spuneți lucruri pe care noi nu le-am perceput. Eu plec la cea târziu la 8 văzut, pe fetiță și era întrebarea, mă mai întorc în comand sau vă iau pe parcurs când o duc fata la școală?
Iulian, un moment puțin, că sunt cu colegul în telefon, imediat revin. Vă discutați voi. Mă auzi acum? Deci eu plec cu de dimineață, Ines începe la ora 8 cursul. Vis-a-vis de ce a spus, mă aud? Da, vă auziți spusul. Vis-a-vis de ce a spus domnul ministru la Timol, aș completa ca acele benzi să nu se pună pe deasupra cuibului, să se pună extremitatea cuibului. Sunt gata pentru ora 8. Iar la o temperatură... Atunci vin cu fiind fetiște, vă iau pe dumneavoastră. Spuneți, nu, cred că este final de asta. Iar pe mai, iar... Ne întâlnim în Drăgănești, dar... Vis-a-vis de temperatură, practic, îți dă albina afară din ladă. Atunci pleacă albina de acolo. Deci părăsește tot ce nu, este. Nu, vă iau din... Și apoi se instalează furtișagul și alte forme. Bine. Bine. Spuneți. Nu, acum, mi-am adus și aminte acum de filmulețul unii, cum punea domnul Nisor și da. Deci, iată că se termină la 4 sau 4 și ceva. Nu se... Da, la celălalt tratament. Ok, bine. Și le punea vertical. Dar mai că acolo era vorba de oxalic, oxalic și glicerină. Da, da, știu, dar la fel punea și pentru Timol. Da, noi intrarăm într-o discuție pe iar în sirop, care capitulară la cele două cursuri. Sunt, cel puțin acum mi s-a spus să spunem altă rețetă. Foloseam o altă formă de administrare în asta, în sirop. Gramajul de Timol. Rezultate. Îmi cer scuze, era domnul Marian Popa și mă lăboream cu el de ce nu veni și ce face mâine. Așa, să o rugăminte. Spune-mi, te rog. Vorbiți un pic mai tare sau, domnul Ionel, dați din microfoane mai tare că s-aude, eu aud foarte încet. Pe cine auzi încet? Cine a vorbit mai devreme? Eu am vorbit odată, eu m-am auzit bine? Încet. Ok, eu am dat la maxim, dar... acum vă micșorați volumul la căști cât vreți. Ok, mulțumesc. Așa, am dat la maxim, lăsăm așa. Iulian, indiferent că vorbim de inseminare instrumentală, de moonshine sau de un perechere în care caut să aduci anumit lot de prânduri în areal la momentul maturității reginelor, nu-i lasă să disipeze, să se împrăștie, să... Așa? Ideea este, trânturii aceștia trebuie să crește într-o creștere controlată. Asta înseamnă că ei, din momentul în care sunt arți de zbor, ei nu vor avea zbor în natură. Fie că folosește acele cuși de Hahnemann deasupra, dar excrementele vor fi tot în stomac. Fie că există varianta pe care eu am lăsat-o în partea în spate a coloanei, în așa fel încât să știu că zona aceea este contaminată. Sau există alte variante în care prin câteva artificii se pot crea anumite zone în care să nu te fece pe rame, pe cuib. Deci sunt câteva variante. Alții creează un fel de cort în care ei nu pot să iese din acel cort și își fac zborul în natură, în acel perimetru care îl au și pe urmă să reîntorc în acea familie sau acele familii. Există, imaginația fiecăruia funcționează. Eu, după ce am văzut la domnul Cristian cum face dânsul și rugându-mă să nu difuzez ideea că urmea să fie brevetat, îi aparține ideea, și în centrele de colaborare din vest, este recunoscută ca și fiind ideea lui Bratu, așa, atunci eu n-am făcut publică ideea lui, dar eu mi-am adaptat principiul la ceea ce aveam eu în stupina mea, fără să mai fac eu inventar apicol nou pentru treaba asta. Dar ideea, principiul important este pentru o împerechere controlată, pe înseminare, că vorbim de moonshine sau îți dorești să ai un anumit lot de trânturi în momentul împerechirii respective de care tu ai, trânturile aceștia trebuie să fie viabile. Și trebuie să recreezi condițiile în care ei să vadă lumina, să se excite, să zboară, să defece, că o face pe cuib, că o face în laterala cuibului, că o face în partea inferioară a cuibului. Aici tu îți imaginezi cum vrei și ce artificii faci tu.
Nu știu dacă ți-am răspuns la... Ba da, numai că doream să știu, de exemplu, odată cu ziua 40, să spun, eliberez strânturii dintr-o familie crescătoare. Eu pe ea nu-i mai pot recupera. Corect? Ar trebui să am serii de trânturi astfel încât cum am și seriile de mărci. Absolut. Da, dacă tu eliberezi pe trânturi aceia, într-un, de exemplu, într-un moonshine, trânturi aceia nu o să se va duce oriunde, mai ales dacă celelalte familii sunt cu izolator și el e primul zbor, el va, se va întoarce tot în dimensiunea aceea. Corect. În cazul în care avem la celelalte familii izolator. Izolator. În cazul în care nu avem, i-am pierdut. Dacă nu i-am pierdut, ei s-au dus în alte familii, nu mai au importanță reproductivă pentru tine. Corect. I-am pierdut pentru reproducere controlată. Da. Mm-hmm. Într-o stație montană, asta nu e o problemă. La înseminare nu e o problemă că nu-i lase zborii, culeși din, culeși din stup. Sau din boxa unei ai dus și nu poți să plece de acolo. De asta este important, spuneam eu că ideea la înseminare e vorba de o 30 de regine, de astea de trânturi luate pentru regină. În schimb, când vorbesc de moonshine, eu am un alt calcul. 60-70, nu? Da. Chiar mers spre 90 de, acceptând că pot să fie și Grigorie, acceptând că pot să fie și alții care să-i împuținez. Deci în jur de 60-90 pe regină, nu? Da. În metoda moonshine. Da. Dar totuși nu sunt cam mulți 60-90 pentru o singură regină? Ca estimare de producție. Deci eu când știu că am împercheat 100 de regine, da, în acea serie, eu trebuie să-mi estimez câți trânturi trebuie să am în creștere. Ca să-mi estimez foarte clar cât albină voi folosi la acea creștere, câtă doică, câtă hrană voi folosi la acea creștere. Nu merg pe bâșbâite, trebuie să am niște lucruri foarte bine calculate. Deci pentru 100 de regine am nevoie de în jur de 6.000-7.000 de trânturi, nu? Da. Asta înseamnă 6-7 familii crescătoare de trânturi. Da. Având în vedere că pe o familie pot să cresc 1.000 de trânturi, o familie cu marcă. Așa spunea domnul Bubu. Deci cam asta e dimensiunea. Cât strânturi pot să fie pe o ramă de adant? În jur de 700 metri pătrat. Nu te-am auzit. Am. În jur de 600-750 metri pătrat, nu? Mm-hmm. Parcă ține așa minte, dacă nu greșesc cumva. Că 800 sunt albine, 600 pe decimetru. Eu am zis 600-700 pe decimetru pătrat. Da, Dantu, vorbim de... Are 8 decimetri pătrați. Să presupunem că nu toți sunt, da? Nu, e perfect așa, nu, calculul este perfect. Eu am vrut doar să accentuiesc că domnul Popovici ne-a spus, deci efectiv lucrul ăsta. Deci dacă luăm 5 decimetri pătrați, vom avea 3.000 de trânturi, da? Așa, 3.000 de trânturi pe o ramă. Acum, dacă vorbim o ramă... Pe un management corect, cu resurse corecte, poți să crești 2 sau chiar 3 rame dacă ai colonia bine structurată. Vă referiți la faptul că trebuie să vin cu un aport de albină căpăcită în familia respectivă, când spuneți management corect sau... Da, când eu structurez această familie, eu iau pentru fiecare ramă de trântor crescută, eu am o ramă de păstură, am o ramă de puiet căpăcit, o ramă de trântor. Am înțeles. Deci ăsta este elementul de calorifer, dacă pot să vorbesc metaforic astfel. Da. Puteți să repetați puțin, vă rog frumos. Deci pentru o ramă de trântor crescută în acea familie, eu asigur ca hrană și suport, da, o ramă de păstură și o ramă de puiet căpăcit la eclozare.
și l-am numit eu elementul de calorifer în ghilimele. Și eu pot să fac treaba asta cu 2 sau cu 3 elemente. Da? Dacă asigur o asemenea structură și colonia este bine corect, bine și corect structurată, eu pot să am un asemenea crescător, da? Undeva la 6.000 de trâmbări. Să reduc numărul de oameni. Dar le furnizez condițiile de acțiune vitale. Le furnizez sirop și le furnizez proteine. De ce îi abține albina în viață? Fiindcă acolo există ori o matcă bătrână, de obicei la matcă bătrână nu ține chiar atât, dar poate fi o matcă bătrână care să fie izolată pe o ramă izolator, poate să existe o botcă sau poate să existe o regină virgină. Virgină. O asemenea unitate structurată corect va crește acești 6.000 de trâmbători fără niciun fel de dificultate. Dar dacă avem o matcă tânără, să zicem împerecheată 2017 și vrem să o folosim în 2018, aceasta nu va ține cele 3 rame de trântori? De ce să o folosești pe ea? Să... Folosim numai rama cu puiete, larvat, de la Iași, ducem o familie cu matcă bătrână. Bogdan, de ce pui întrebarea asta? Vreau să înțeleg sensul întrebării. Întrebarea asta ți-am mai pus o dată, de fapt ți-am pus altă întrebare și mi-ai răspuns și acum vin eu cu completarea. Am o matcă tânără, 2017, care aș dori să o folosesc pe post de familie de tată. Ea să fie genitorul, să fie progenitorul care dă trânturi. Exact. Acea matcă 2017, născută 2017, dacă respecti principii corecte de creștere, nu poate să fie genitor, fiindcă tu n-ai probat-o. Dacă tu ai o evaluare la ea și, să zicem, ți-ai convins tu că acolo este un VSH și este elementul, este un lucru care tu îl urmărești și nu trebuie să-l ratezi, ți-ai confirmat că este un VSH, poți să iei într-o asemenea discuție. Dar nu văd un alt motiv care să te ducă la a forța lucrurile fără să o verifici. Există un alt motiv, okay, care mă forțează. Am înțeles. Deci, până la urmă, ar putea să-i crească sau nu? Nu, nu ea îi va crește. Treaba are. Nu ea îi va crește, ea îi va oa și o ajut să-i ducă la finalitate dacă nu este într-un cules, să-i ducă la căpăcire. Da? Și tu trebuie să-i acorzi și ei și după aceea familie în care va fi găzduit suportul ăsta. De obicei, pe mărcile care eu le folosesc, F1, și mi-au ieșit în evidență, le știu foarte bine pedigriul pe mamă și atunci când știu foarte bine pedigriul pe mamă, se spune foarte clar că trântorul este de fapt poștașul genetic al reginei, da? Exact, da. Știind lucrul acesta, automat, da, F1, pe care eu l-am testat și am fost mulțumit de el și a ieșit în evidență, îl pot folosi ca genitor pentru ramele de trântor. De acord? Da. Așa. Dar nu voi trage fice din ea. Și dacă eu am un lot de 3 regine sau 4 regine calificate din aceeași linie, da? Eu le pot folosi pe toate 3 sau 4 care le-am calificat, le-am verificat, le-am evaluat și îmi corespund ca genitori pentru trântorii dintr-o anumită linie. Da? Dar dacă eu am în stupina mea doar un singur breeder și n-am apucat să-mi fac generațiile, automat eu voi fi chinuit puțin și pe regine și pe mine, încât să am un management corect și să-mi obțin numărul de trântori necesar pentru împerecherea respectivă, că e prin inseminare instrumentală, că e moonshine sau că e la liber,
trebuie să știu cum să trag numărul ăsta de ouă. Și nu e ușor. Dați-mi voie să opresc interfonul la fetiță, că se aude toată gă. Domnul Gemeca, mă scuzați că vă întreb. Da, rămâneți să-mi spuneți gramajul de timol în alcool. În sirop, sirop. Nu mai puțin. Eu înainte foloseam un 10%. Și asta înseamnă 100 grame timol la un litru de alcool. Și de aici trăgeam un mililitru la sirop. Un mililitru, în soluția asta era un mililitru pe litru de sirop. Numai că aveam întâmpinam unele probleme. Mi se cristaliza timolul ăsta în sirop. Am încercat să reduc temperatura la sirop, să-l bag până în 40 de grade. Apoi am lucrat cu glicerină ca ajuntant, cum ar fi fost la uleiuri esențiale. Ca aliant foloseam glicerina, am încercat și aici și am dat, nu mi-a mers. Până am folosit lecitina. Numai că aici trebuie să formez, să folosesc două soluții. Și intrasea două, le amestecam la urmă și dădea, și intrasea la urmă îi străgeam mililitru ăla pe litru de sirop. Mai încoa ceva vreme, mi s-a explicat că pot coborâ timolul sub 100, să spun așa. Și fără să mai mă folosesc de lecitină. Asta în linii mari. Deci coborâți gramajul de timol în litru de alcool inițial. Da. Și n-aș mai întâmpina problema. Nu știu, n-am folosit așa. Voi folosi anul acesta să văd dacă așa și este. Și la cât v-ați gândit? La cât timol la litru de alcool? Peste 50, să spunem. La cât? Mă scuzați când are... Peste 50 sau peste... Da, dacă înainte puneam 100, acum undeva între 50 și aproape 8, peste 50, să spunem mai așa. Nu știu dacă pot da informația, nu am accept să spun lucrul acesta. Dar pot spune despre sau rețeta ce am folosit eu și mi-a funcționat, aceea o pot spune sau nu că o pot spune, că trebuie descris. Cu lecitină și... sau la ce vă referiți? Da, asta cu lecitină. Vă rugăm, dacă doriți dumneavoastră. Da, după o să o aia pe cai, că sunt o fel de rețete care nu stau să le țin mereu pe toate, ca proporții mă refer. Și o voi detalia când e. N-am promis lucrul acesta. Eu vă spun pățania mea. De asta vă întreb la gramaj. Spuneți. Am dizolvat 500 de grame într-un litru de alcool. Și am folosit un mililitru din amestecul ăsta la litru de sirop. Domnule, albinele au început să iasă afară, erau efectiv năucite. Și atunci da. am redus proporția de 4 ori. Deci ajung tot undeva cam la, ce spuneți dumneavoastră, 100 de grame la un litru de alcool. Asta după ce am citit un studiu pe net, pe care dacă îl caut, îl pot pune la dispoziție. Deci undeva tot la 100 de grame, 125 de grame, ceva de genul ăsta. Dar, repet, n-am observat cristalizarea intranitor. De problema asta m-am lovit personal. Când amestecam în bidoane respective, mi se ridicau cristale la suprafață. Că nu toate, oricum, mi se ridicau suficient ca să-mi încurce mie aparatul respectiv cu care dădeam sirop. Dar alcoolul a fost destul de tare, au fost la 90 de grade sau 80 de grade. Da, alcool măsurat. Am avut și de 99 aproape alcool. Deci asta fără niciun dubiu, am alcometru și-l verificam. Și s-au ridicat cristalele de timol deasupra alcoolului? Nu, după ce omogenizam timolul ăsta, soluția respectivă, mi-o încorporam la butoiul meu de sirop. Mestecând acolo, în vârtejul la care se crea, la suprafață se adunau ceva cristale de timol. Și mă loveam de problema asta.
Numai că nu erau cristale, ce? Erau ca niște chestii gelatinoase, așa, care îi plusteau la suprafața sirupului. Da, 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 da. Exact, eu le-am zis cristale, că miroseau, miroseau atimoldele încolo. Eu am zis că aia, și asta mi-a infundat mie sita la... Și am sunat și mi s-a dat rețeta asta care v-am promis. Mi s-a spus de ea, în primul rând, că uite, așa, mare parte. Și am găsit-o pe site-ul respectiv, până la urmă. Mulțumesc frumos. Da, da, nicio problemă. Dar repet, ce v-am spus cealaltă, nu am probat-o, voi proba anul ăsta, adică la liber, așa. Bă, dar e o chestie logică, având în vedere că 100 de grame, reducem gramajul, numai să aibă același efect. Asta e. Da, dacă respectivul zice că da, cred și eu lucrul ăsta, repet, nu l-am probat. Eu spun ce am făcut lucrul ăsta, că mi-a luat-o logic. Băi, dacă lecitina... Puteam folosi lecitina, am luat de lecitină, aveam glicerină și puteam folosi calean la uleiurile esențiale, de ce n-ar merge și aici? Și nu a mers, și am mărit cantitatea de lecitină până m-am lăsat pe guba și am zis, dă-l încolo, hai. Vedeți ce am subliniat aici? Acum, Runner susține și citează pe Oaiche. Că larva de o vârstă de o zi, deci nu mai mult de o zi, este cea mai optimă în transvazare și subliniază că are ca influență majoră în ceea ce privește, pe de o parte, capacitatea spermatecii, dar și numărul variolelor active. Eu vă pot spune altceva, tot de la Rupert. Zander, în 1925, scria că o larvă de o zi este luată mereu un număr mai mare în creștere decât cele de o jumătate de zi. Deci tot pe acolo ajungem. Da, era ideea numai mare de o zi. Da, da, categoric, am înțeles. Eu v-am spus partea cealaltă, minimul. Da. Numai mare de o zi. Ah. Ok, unde ne oprisem pe ce ne discutim? Domnul Nistor, cred că în general nutriția asta ne face probleme, sau cel puțin mie, o bună nutriție. Ca așa e ușor să zic, e nutriție. Domnule, sunt anumite lucruri acolo de finețe, care aia face diferența în tot ce încerc eu să fac. Astea mar. Îl avem în seria aceasta lângă noi pe Daniel Popovici, care a scris în teza de doctorat pe nutriție, a avut un studiu pe nutriție. Așa. Pe de altă parte, avem acces la alte opinii, da? Care fiecare și l-a format, urmează o școală sau alta de nutriție, așa. E loc și pentru cei care sunt din școala lui Natov de nutriție, este loc și pentru cei care vin după Radu Guțescu ca și școală de nutriție. Sunt mai multe opinii sau școli de nutriție. De acord? Da. Și de asta vom fructifica, nădăjduiesc, ajutorul lui Dumnezeu, la maxim subiectul cu Daniel. Dar programul care dumneavoastră l-ați prezentat, acela de calcul, mi se pare fantastic. Practic, personal mi-ar ușura munca. Minim ce am văzut la dumneavoastră, nu știu cum funcționează, că de, nici nu am știut de el până acum. Și văzând de pe telefon, nu l-am, n-am cum să-l descarc. Copiez link-ul imediat să vă-l pun pe grupul de Facebook, dacă nu l-am pus. Așa că-l pun acum. Cred că a spus mai înainte, dar puteți repeta. Repet, îmi pare fenomenal ca program. L-am pus și îl mai pun o dată. Dacă în creșterea reginilor, cât de trântor, sincer să fiu, a fost un subiect secundar la mine lucrul ăsta. Era regina și restul la liber acolo, fiecare cu ale lor. E, aici eu la regine foloseam acel calendar, care mie îmi venea fantastic de ușor să lucrez cu el. Adică mă relaxat din multe probleme. Vă că dumneavoastră aveți acum un program mult mai elaborat și vă mulțumesc pentru lucrul ăsta că l-ați prezentat. Programul aparține domnului Munteanu. Da, nu e asta al meu. Eu am dat cu ani de zile de el, din 2011 sau 2010 am dat de el, nu mai știu, 11-12 pe aici, și de atunci îl folosesc. Și m-a ajutat foarte simplu să nu mai stau cu foaia de hârtie și cu alte calcule, ai introdus în el data și te corelezi și pe urmă îți faci notița. Îți faci schema pe care
Nu știu dacă vă ajută. Sincer, la mine e prima dată când aud de el. Și cred că și pe aici, pe jurul județului, cred că nimeni nu știe de el, sincer. Și îmi pare chiar frumos și elegant lucrul ăsta. Deci când fac o asemenea prognoză sau un calcul, tot timpul cu foaia de hârtie în față și creionul. Da. Fie că îl fac... Fel de program de contabilitate, da, să spunem. Fie cum exact. Contabilitatea are programul ei în care lucrează acasă sau ce mai e acolo, da, așa ar fi și acesta, care îmi pare, repet, fenomenal, îmi pare. Deci poți să-ți le iei discuție, Marian, acum sunt mai multe stiluri de lucru. Pe o parte să fie de regina, pe altă trântorul, da? Și să ai un calendar. Da? Fiecare ține în mintea lui cum își organizează calculația asta și munca. Deci nu este lucrul acesta, dar foaia de hârtie și pixul și acel calendar te ajută să-ți fixezi foarte bine în minte lucrurile acestea. Da. Ce aș vrea să vezi camera, să ne întoarcem puțin la acel predat, unde am vorbit foarte clar de glande de anatomie, imediat să dau de curs, așa, și să le luăm în atenție. Mai bine la coptopostie. La culcare cu tine, te rog frumos, sunt în curs. Daniel a făcut o postie. Și a făcut pe a doua, că a venit să-l curască. Iar dacă îmi dați voie puțin, privind anatomia, sincer, eu vorbesc din punctul meu de vedere. Dacă m-a scoate la tablă acum, m-a lăsat corigent, sincer. A fost un subiect care de abia acum mă chinui să-l practic. Fiindcă simt că a venit cazul când, sau timpul când trebuie să asimilezi și așa ceva. Fiindcă într-o zi voi fi pus la zid și atunci nu vreau să fiu corigent în secunda aceea. Vreau să trec cu brio testul. Așa că dacă mă întrebați acum, multe lucruri nu le voi percepe privind anatomia. Da. Sau nu voi putea da detalii, că de. Hai să vedem toți. Știi când aș vrea să ajungeți la treaba aceea, de asta insist pe ele. Nu mă interesează să umplem hard-discurile, da? Că putem avea hard-discuri multe, da? Deci nu asta mă interesează să umplu hard-disk-ul. Vă arătam hard-disk-ul, dar nu se vede. Ci pe mine mă interesează să descoperim acele wow. Poate în chestionarea viitoare vor fi să subliniați care este acel wow sau acele wow care vi le-au rezultat. Da? Pentru mine, când m-am apropiat partea de anatomie, am făcut wow când, de exemplu, am studiat și am vorbit despre glandele mandibulare. Da? Care este rolul lor? Ce fac ei? Aceste glande mandibulare, da? Și vorbim de acidul 10 hidroxi 2 decenoic, da? Componenta esențială în lăptișorul de matcă. Da? Lăptișor sau hrana care va fi extrem de vitală pentru larve, mai ales când vorbim de creșterea reginelor. Dacă nu înțeleg când se întâmplă treaba asta, eu, de exemplu, am o altă opinie de alți prieteni dragi sau mentori de-ai mei când vorbesc despre larva care eu am nevoie în starter, da? Larva doică, acea doică pe care o vreau eu. Și subliniez că eu o socotez larva de între 6 și 12 zile. Alții o să o cotez de la 2 zile, alții o să o cotez de la 8 zile, la, da? Dar pentru mine larva aceasta, doica aceasta de 6-12 zile este vitală pentru hrănirea bocilor, larvelor. Da? O prefer să o am și în starter, o prefer să o am și în finisori. Și de aici încolo îmi iau în atenție să corelez prezența cât mai multă doică aptă să-mi susțină acea startare sau să-mi susțină acea finisare. Ca wow, am citit undeva, nu mai știu, ori într-o carte care o aveam lângă mine, seara respectivă, că trânturii în primele zile, două zile acolo, dacă nu sunt hrăniți cu nu știu ce substanță din proteina respectivă, acei trânturi vor rămâne sterili.
lucrul ăsta m-a dat peste cap. Ce drept, uite, bă, ce informații. E adevărat lucrul ăsta? Acum nu știu exact ce era substanța, nu o pot reproduce, că de, mă chinui să țin minte, terminește, dar, ei, uite, după aceea. Știți ceva pe tema asta? Da, pe ceea ce ți-am prezentat. Pe telefon aici e mai greu. Deci glandele mandibulare, da? A spus așa în curs, sunt constituite dintr-o pereche de sarci ovali care se deosebesc la baza, care se deschid la baza mandibulelor printr-un conduct. Peretele mandibule este format dintr-un epiteliu de tip secretor, marginit de o intimă cuticulară. Sunt situate în cavitatea craniană, pe de o parte și pe de alta capului, se întind până la baza antenelor lucrătoare lor. Cele mai dezvoltate glande mandibulare le are matca, urmată de albina lucrătoare. La tântură aceste glande sunt slab dezvoltate. La albinele dulci, în vârstă de 6-12 zile, glandele mandibulare secretă o substanță lipidică, și anume acidul 10-hidroxi-2-decenoic, care este principalul component al hranei dată larvelor. Acidul octonic și acizii volatili. Eu ce am spus mai înainte, era vorba trântorul, după ce ai aprins viață, atunci, în primele alea două zile, dacă nu e hrănit cu nu știu ce, devine steril. Asta că a subliniat efectul ăsta de wow. Și lucrul ăsta m-a blocat atunci. Deci, corelând cu informația din cursul de data trecută și cu această informație, larva de trântor, dacă nu și are această picătură, dacă nu primește mult, dacă nu și are această picătură de hrană specifică, da, nu se dezvoltă corect spermateca sau spermatozoizii. Da, asta sub formă de larvă. Eu ce am spus era în formă de viață, a ecluzionat trânturile în viață. Dacă între alea primele două zile de viață nu primește nu știu ce din proteina respectivă, el devine steril sau rămâne steril. Da, vom aborda la nutriție, vei vedea acolo care este substanța. Ok. Că vorbeam de wow. Da. Și am rămas șocat pe tema asta, șocat. Mi-a rămas în minte. Imediat că vreau să merg pe aici în curs, în punctul acesta, sunt scăpate două glande care vă sunt importante. Aveți cartea Seminării Instrumentale al Runner? Da. Super. Al Runner, Seminării Instrumentale? Da. Nu știu. Aia veche. Nu, eu nu am. Nu știu de ea. Deci trebuie să căutăm ceva acolo anumit? Da, și unde o găsesc? E faină în abordări. Faină în construcția unui aparat. 126 de mega, nu transmite pe Facebook, nu permite. Deci, domnul Nestor, în privința asta a apiculturii, domnul, informația prin gaura cheii trece, sincer, așa am ajuns să cred. Adică? Că prin gaura cheii treci, pe bune. Ce vrei să spun? Tradum că sunt puțin, nu prinde metafora. Adică există informația, dar trebuie să fac cinci mătăni să dau de ea. Deci, nu intre, uite, bă, ia de aici. Bă, stai puțin, că te trimit la poișul să faci, nu știu ce, nu. Mătăni sau ce ai. Vorba vine. Uite, hai. Prima dată iarăși când aude cartea asta, n-am studiat sincer că există. Bă, ai de mine. Nu umblu acum, da, la dosara, când m-am apropiat în seminări instrumentale, asta a fost cartea care a trebuit să o citesc, ca să pot să pricep lucrurile. Și găsești niște lucruri. Tu ne-ați cumpărat-o? Nu am cumpărat-o. Sau de unde o pot procura eu? Anticariat sau digital, de la cineva care a făcut-o în forma digital. Așa, eu am primit-o, Cristi a găsit-o în anticariat, a cumpărat-o cu 2 milioane carte originală și mie mi-a dat o fotocopie sau copie Xerox în dosariată. Sau un prieten să o facă cadou. Așa. Dați-mi un mail, că s-ar putea să o am eu.
și mâine dimineață la servici, că acolo le am, o verific și dacă e, vă transmit. Ok, mulțumesc. O să o ai notați adresa de mail. O să ai de tot pe grup, dar acum dacă fac încărcare pierd din streaming și nu vreau să pierd. Așa, deci cartea Norună de creșterea măcilor și cartea aceasta cred că sunt utile. Nu trebuie să lipsească. Și ați mai multe cărți de creșterea măcilor, dar pe inseminări instrumentale nu sunt foarte multe accesibile, mai ales în forma digitală. Cartea aceasta fiind care? Alu am spus Runner, cartea Runner cu însemne artificiale și cartea aceasta care? Cartea de creșterea măcilor al Runner. Ah, asta o am. Da. Deci astea două eu le socotesc importante, chiar dacă unele lucruri pot fi contrazise cu câteva argumente științifice mai de actualitate, dar nu ăsta e sensul discuției. Revenind la discuția noastră, care alte lucruri pentru dumneavoastră ar fi acelea care să vă provoace wow? Nu vă mai provoacă nimic wow? A spus că n-are rost să vorbim de nutriție. Din punctul meu de vedere, nutriția este cheia la multe lucruri. Dacă nu știu mare lucru, degeaba încerc eu să fac minuni. Cum a spus dumneavoastră, ați avut probleme cu trânturi în perioada IEN pe baza nutriției. Absolut. Păi, aici, la asta încerc să mă refer. Poate că toate când vorbesc nu mă fac înțeles. Vis-a-vis ce am zis cu prin cheia ușii, ceva, eu sunt pe partea asta, am o ușă în față și informația este drept ușa. Eu nu pot deschide ușa să intru la informația. Nu, mi se dă prin gaura cheii, mi se dă. De puțin, puțin și o să ajung la 50 de ani și, băi, m-am vorbit și nu știu ce experiență de-a mea. La 50 de ani mi-a luat, sau 40 de ani, să fac un lucru care, mama dracu, îl făceam din primii 3 ani, îl făceam. Dacă mi se deschidea ușa. Mor pe tema asta, personal eu mor pe tema asta. Dar asta e. Te rog frumos să nu mor măcar până ajunge să face și școala. Dacă te vor de obligat, găsim noi tratament, bine? Da, domnule, cel puțin de problema asta m-am lovit pe aici. Nu știu de ce se transmite spiritul ăsta, dar nu ăsta e sensul nostru. Așa, de asta suntem și aici să comunicăm și să facem schimb. Da, domnul Nistor, obligat. Păi, pentru asta și sunt aici. De asta îmi pierd și timpul și creierii, îmi fierb și creierii. Să știu și eu lucruri mari. Să pot lucra corect. Că de ce am făcut până acum, să admitem faptul că a fost bine, dar atât. Ei, vreau să lucrez corect. Iar pentru asta sunt aici, la dumneavoastră. Că trebuie să învăț anatomie, păi o învăț de încolo. Cu toate că va fi foarte greu mie să asimilez anatomia fără să am un microscop, să citești din carte, să mă uiți sub microscopul ăla, cum arată respectiva, nu știu ce. Adică și lucrând vizual. Că așa să înveți pe de rost, mi-e greu acum, ce e drept. No, după ce terminăm discuția noastră, cer să carcă. Acum mă blochează. Este nimic mic și nu-mi dă voie. Deja mi-a blocat. Iulian, vrei să mai discutăm despre un nou, dacă ai vreun nou care să-ți atragă ție atenție? Promit că primul wow pe care așa îl trec pe hârtiuță și îl discutăm. Acum, dacă am putea reveni puțin la logica hrănirii. Deci spuneați că între 6 și 200 zile se secretă acel hidroxidecenoic. Da. Dar după 12 zile, până pe la 17 zile, ce se întâmplă? Cu albinuța? Cu doicele care secretă? Da, cu albinuța, deci nu cu lardele. În bunul, larvele vor primi hrană, bineînțeles, dar vreau să spun, calitatea lăpteșorului este cel mai important și cel mai bun între 6 și 12 zile? Eu acolo, sau... eu acolo mă încadrez ca și așezare,
calitatea Doicii din sezonul activ, da? Nu vorbim de Doica care și-a inhibat glandele, și Doicii din sezonul activ o găsim între 6 și 12. Ea, orice ar face după, da? Dacă face sensul giratorul după, nu mai discutăm de aceeași calitate a hranei pentru creștere. Vorbim de altceva. M-am făcut înțeles. Deci numai până la 12 zile. Da. După 12 zile discutăm de o albină care are alt rol în structura respectivă. Nu mai are rol de doică care să hrănească startarea ta, care să hrănească bocile tale, nu. Am pus reprezentarea grafică a sistemului glandular. Domnul Nistor, la această reprezentare, de exemplu, eu întreb fiindcă nu știu. De exemplu, glanda Dufour, ce rol are? Bănuiesc că a fost prezentată, dar vă întreb pe dumneavoastră acum, ca să-mi rămână și mie minte în cazul ăsta. Perfect, hai să ajungem la ea, da? La glanda Dufour. Imediat. Este glanda pe care o întâlnim la ac. Ah, deci la ac este. Da. Uite aici. Se găsește în apropierea camerei acului, unde își vasă conținutul. Are rol de rubăfierea acului și își fixează ouăle pe fundul celulelor. Da. Se vede că nu am citit partea asta pe care noastră ne-ați trimis-o. N-aș fi mai întrebat. Da, nu-i bani, nu-i bani. Da, e un lucru nou pentru mine, ce-i drept. Cunoșteam câteva glande pe acolo și rolul lor, dar celelalte cu Coscovici sau ce mai scrie acolo, asta nu, nici n-am auzit de ele. Uh-huh. Nu știam de ele. Uite, a pus Bogdan link-ul. La seminare mentală se poate downloada de acolo. E la fel de dificilă ca cealaltă carte a domnului Rudner cu creșterea măcilor? Sau mult mai dificilă? Dar, nu știu dacă eu pot să spun că e dificilă. Trebuie să te așezi puțin pe ea și să-i găsești corelarea. Și da. Să-ți așezi cumva pe puzzle-ul respectiv acele conexiuni. La fel ca și discuția de aici de la anatomie, da? Dacă eu nu înțeleg glandele respective, nu înțeleg cealaltă structură albine, deci vorbim de alte lucruri, da? Nu voi înțelege de ce pentru mine doica asta e importantă. Nu voi înțelege cum face comunicare, de exemplu, larva cu doica. O face prin feromoni. Da? Nu voi înțelege cum, de ce socotim că matca ajunge la maturizare în anumit timp și ca și comportament și feromon care dă acea stabilitate, acea pace profundă în colonie respectivă. Da? Deși o să întâlnim ideea că ea are un anumit feromon de vodcă, să zicem așa, încă din faza de larvă. Da? Și se știe că acolo este o regină. O larvă va fi luată în creștere o regină. Dar e diferit feromonul pe care îl transmite o larvă dintr-o botcă față de feromonul de regină. Dar există și această abordare în care autori spun că matca de la eclozare este ca un bebeluș, are un anumit feromon, dar de cele mai multe ori în colonia respectivă nu are semnificație. Nu mai puțin ca o întreb, ca o paranteză la ceasul noastră. Din ce mi-a rămas mie în minte, din ce m-a citit, că matca în primele, până să fie hrănită, nu ar avea niciun miros, să spun. Iar după ce e hrănită, împrumută mirosul familiei respectivă. Este adevărat lucrul acesta? Nu, ea are un feromon aparte. Deci în momentul în care e clozat, că asta le transmiteam și eu, în momentul în care e clozat, se spune că ea este ca un copil care are un miros specific, da? Dar pe care albinele
albinele, nu o disting ca pe matca aceea care urmează și o apără. Înțelegeți exprimarea metaforică? Da. De asta ideea de a, de a folosi o matcă, da, proaspăt eclozată, poate să aibă eficiență într-o familie cu anumită blândețe, să o introduci și să fie acceptată de, cu nota 10, depinde și de momentul sezonului, dar spuneam într-o familie cu anumită blândețe. Dar într-o familie... Bun, și când își dezvoltă mirosul respectiv? După ce e hrănită? Ea se hrănește. Da? Ea se hrănește, nu este hrănită. Ea se hrănește. Matura, da. Proaspăt eclozată, ea se hrănește. Maturizarea se face în timp. De aia prefer ca nucleu să stea 6 zile, să nu iese, încât ea să-și asume corpul gras, dacă putem vorbi în ghilimele așa, de să-și ia hrana proteică și glucidică și să fie aptă de a-și face zborul de împerechiere. Când ea are un anumit feromon specific și distins pentru atât nucleul din care face parte, dar mai ales pentru tânturii care sunt atrași. Feromonul acesta, în perioada aceasta de matcă virgină, diferă de feromonul măcii după ce ea a fost împerecheată, după ce ea a ajuns la anumită stabilitate comportamentală și feromonul diferă. E distinct. Da? Iar acest feromon, se spune că în momentul, că ați vorbit de tehnica introducerii cu miere, faptul ăsta cu miere sau cu apă neutralizează pentru câteva secunde, să spun, sau momente, efectul ăsta de miros. Cam asta mi-a rămas mie în minte, în general. Ca și idee, așa este. E adevărat? Ca și idee, așa bun, este. Deci... Da, aia nu înseamnă că dacă... știi cum este? E starea aceea de șoc. Vă vedea la partea de relații între indivizi, da? Și modul în care vom înțelege și comunicarea între divizi, vom lămuri lucrul acesta de ce colonii, anumite colonii, nu toate, dar anumite familii sunt în stare de șoc când apare un intrus, da? Ca și miros. Și matca pe care tu sau eu o introducem, mai ales dacă ea se sesiza starea de orfanizare, automat poate să fie socotită un intrus. De acord? Da.